La scurt timp după ce Polonia a anunțat că va trimite avioane de luptă Kievului, Slovacia îi urmează exemplul și va trimite 13 aeronave MiG-29 în Ucraina. Avioanele operaționale vor fi folosite pe câmpul de luptă, iar cele defecte vor fi folosite pentru piese de schimb. Slovacia, țara vecină atât cu Polonia cât și cu Ucraina, este pregătită să trimită avioane de luptă de producție sovietică MiG-29 în Ucraina. Premierul slovac Eduard Heger a subliniat că promisiunile trebuie respectate. Avioanele MiG-29 au făcut parte din flota țării. Vara trecută, Slovacia a decis retragerea mai multor avioane de producție sovietică. În Ucraina vor ajunge avioanele operaționale, iar cele defecte vor fi folosite pentru piese de schimb. Urmând exemplul Poloniei, Slovacia este a doua țară membră NATO care se angajează să ofere avioane de luptă Kievului. Decizia vine la aproximativ o lună de la declarația președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky. Acesta a cerut în fața Parlamentului Britanic avioane de luptă pe care piloții să le poată utiliza pentru interceptarea altor aeronave sau drone militare. Kremlinul acuză cele două state că se implică în mod indirect în conflictul din Ucraina. Desigur, furnizarea acestui echipament militar, așa cum am spus în repetate rânduri, nu poate afecta rezultatul operațiunii militare speciale, dar poate provoca probleme suplimentare pentru Ucraina. Mai mult, acesta a catalogat decizia drept un proces de reciclare pentru arme vechi și inutile. Și comentăm acest subiect cu domnul Marian Zidaru, analist militar. Bună ziua! Română. Cum ar trebui să ne poziționăm față de această informație? Pentru că deja a trecut un an de când, mai bine de un an deja, de când a început războiul. Nu avem semnale că se va termina totul în curând și iată un nou episod acum, important. Da, din multele. Deci, furnizarea de avioane MiG-29, am înțeles că Slovacia furnizează vreo 13, nu, dacă am înțeles eu bine, și Polonia vreo 4, cel puțin, ajută apărarea antieriană a Ucrainei, numai că mai sunt niște, hai să le spunem, mici probleme. MiG-29 n-a făcut prea mult față, până acum, cel puțin, avioanelor sovietice, avioanelor rusești multirol, avioane folosite de către Moscova pentru a câștiga superioritatea aeriană. Bine, nici acest lucru nu s-a întâmplat, dar nu datorită avioanelor MiG-29, ci datorită sistemelor de apărare antieriană, care au reușit să doboare câteva aparate rusești. Deci, în primul rând, are două probleme mari, care se cheamă Suhoi 35 și MiG-31. Până acum n-a fost doborât niciun MiG-31, și au câteva lovituri de efect împotriva avioanelor de luptă ale Ucrainei, inclusiv împotriva lui MiG-29, pentru că au o tactică pe care și-au dezvoltat-o în cursul acestui război, respectiv patrulează în formații de 2-4 avioane și în momentul când apare ceva pe radar, atunci trimit racheta R-37M, care are o rază de acțiune de vreo 200 de mile și au reușit câteva lovituri de efect. Nu le aduc în spațiu aerian ucrainian pentru că sunt în pericol să fie doborâte de către rachetele antieriene ucrainiene. Deci, și Suhoi 35, care și el a doborât câteva aparate în, hai să-i spunem, dogfighting, deci lupte din apropiere. Dar, în general, cele mai de succes lovituri au fost cele Beyond Visual Range, efectuate de MiG-urile 31 cu racheta pe care am amintit-o. Deci, prea mare efect nu cred că vor avea. Mulțumesc, da, vă rog. Nu vor avea în luptele aeriene care vor urma. Vom vedea așadar ce se întâmplă mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule Zidaru.